Încă mă aflu în ruinele din Hampi, în India, în statul Karnataka. Acolo este orășelul Hampi, lângă templul acela mare și în rest pustiu. Iar de aici, de aproape, de pe vârful acestui bolovan, lucrurile se complică. Nu mai există trepte, ci este sculptat în acești bolovani. Vedeți? Treptele astea. Și dacă aluneci, hop, pam pam, te-ai dus. Te-ai dus de tot. Mamă, cum se vede de aici, este wow. Și fiți atenți la o chestie. Vedeți că în partea aia e plin de bolovani, dar este plin. Ia-ți un pic să dau zoom ca să vedeți mai bine. Ziceți că e Berlinul după al doilea război mondial. Plin, absolut. Iar în partea cealaltă totul este verde. Grădini, palmieri. E un contrast așa. Ruină, natură. Ceea ce face ca acest loc să fie magic. Recunosc că acum mi-este puțin frică, pentru că este alunecos și este prăpastie și nu este pe jos decât bolovan din ăsta, nu este altceva. Wow! Wow! Și acolo sus este practic o casă, o cabană, un guest house, ceva. Haideți să intrăm aici. Nu știu ce se află. Wow. E nebunie. Dar oricum este un drum. Care duce undeva. Dar nu știu unde. Aha, duce pe partea elaltă, cred. Ok, deci aici locuiește cineva oricum, pentru că sunt gunoaie pe jos. Well, guys, e prea întunecat. Fuck, I'm going back. Nu de alta, dar n-aș vrea să dau de niște ciudați pe aici și să nu mai apar, pentru că ești în o peșteră, ești între stânci, teoretic. S-a format o peșteră aici. Va, ce praf este, să mor picioarele. Da, o să ieșim. Ia uitați, sculptat în piatră. Wow, datează de foarte, foarte mult timp aici. Dai seama ce fel erau civilizație pe vremea respectivă. Frumos. Foarte tare. Iar sus, în această mică cabană construită din piatră, nu știu ce se află, de ideea că wow, cât de verde este în partea asta. Wow, fiți atenți. Mamă, de zici că ești poze din alea super mega antice, așa. Please keep clean. Leave your footwear. Să ne descălțăm. Și pare că supun că aici este finalul. E bine că au apă oamenii de aici. Namaste.
așa arată aici tipul ăsta. Vinde apă. Where are you from? I'm from Romania. Romania? Yes. That's Shiva. Shiva, that's beautiful. Yeah, wait, I'm coming. Yeah, just a second, I'm making a rest. Yeah, okay, okay, you can enjoy, guys. Okay, aici este tot un vechi altar. Și aici mama, mergi printre zidurile astea și te bucuri de priveliștea absolut genială, adică nu știu, e greu de să vă explic în cuvinte, pe partea asta la fel. Problema că nu înțeleg de ce e atât de nevoie să te descalzi când, hai să fim serioși, uitați cum este pe jos. Și pe aici, în spate, presupun că poți să mergi să mai vizitezi ceva. Mega cool. E mega mișto. Gata, atât prea mult. Am arătat prea mult, nu? O să vă plictisesc, o să-mi ziceți iar că faci vloguri plictisitoare, că nu ne mai uităm, că... Uitați, cum? Nu vreau să văd ruine, vreau să văd Caterinca. În locul ăsta, fiind un... Ai, bate vântul aici. Locul ăsta este unul dintre cele mai înalte puncte de aici, din Hampi. Și mai este Monkey Temple-ul în partea aceea. Cred că are undeva altitudine de 570 de metri, dacă nu mă înșel. Și aici, ci că se vede cel mai frumos apus și cel mai frumos răsărit. Tipii ăștia spuneau că din lume. Acum, na, cred că e subiectivă treaba, că nu poți să zici că poți să vezi un răsărit de soare mai frumos decât pe Everest sau într-o zonă de asta. Cel puțin din punctul meu de vedere, vântule, stai puțin. Dar cred că e o experiență. O să vin mâine dimineață la răsărit, cel mai probabil. Încă mă mai gândesc ce voi face. Sau o să merg la Monkey Temple, că și de acolo ce vei, cam același lucru. Da, o să cobor jos, este foarte cald. Noroc că tipii ăștia de aici vând apă la un preț de 50 de cenți sticla de 1 litru, dar cam așa este peste tot. Și ceea ce e bine, că am rămas fără și mor de cald. Este cald rău, da, foarte cald, extrem de cald. Am aflat și ce era în peștera aia unde nu am reușit să merg până la capăt. Este peștera lui Shiva. Și înăuntru se află, la capătul ei, o mică statuetă a lui Shiva. Cred că interesant, dar nu o să mai intru. Este destul de strâmt și întunecat și... No. This yeah, heart. Hardly. Om. Nama. Shivaya. Om. Om. Nama. Shivaya. Shivaya. Yes, hardly you can pray. So normally people are praying for like study, health, job, future. My father, mother is good health. My family is good. Like this. Whatever it may be in your life. Okay. You want to pray for them. You want to give the flower. Put on the top. It means we are coming to here. I trust you. So I want to pray you. Okay. You need to bless me in life. In my life, like okay, so what do I have to do right now to put the flower there? Yeah, you can pray for that, give it to the flower, and put on the top. Okay. But my question is, what the prayer should be for a god of destruction? So it means whatever it may be in your life. So anything, see. Because it has to do something related to destruction, yeah. No? So well, we have trust the God. We have yes. trust the God. So anything in my life, so whatever it may be, like I want a job, I want a good health, I want to some anything in my life. Yeah. So I trust you, I want to pray you, so you need to bless me in my life, like this. Okay. I understand. This is Kinsen, you want to take this? I'll do it like this, okay? Just 5 times.
Okay. You want to take this blessing. So, like that, and put your head. So I do like this? Yeah, and put your head. Now I put like this. How many times? One time? Three times? Yeah. So I have to do it again and put it like this. See, it's a this prasad, water and sugar. Just little drink and throw it. See, I tell you before. Oh, and see, the sugar? See. If you okay, you can drink. Otherwise, just throw your head. Because someone is stomach problem. After yeah, I don't want to have a stomach problem. Just throw your head. I drink something today. Yeah. So, I throw over my head. Yeah, that's good. Because someone is a stomach problem. Yeah, I know. When drink water, after sometimes, it's coming to stomach. And to eat, it's a sugar. It's sugar. Yeah. So big. So like this. Thing. Looks like salt, yeah. This sugar. Not for salt, it's a sugar. So I have to eat it all. Yeah. Wow. Oh, yeah. Can I put this? I have too much. Take this flower, keep it in your pocket. Keep in my pocket. Yeah, in your pocket. Okay. Okay. Go to your country, Romania. Pray for the God. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Put in the water. Okay. In the water. Yeah, in the water means like a river, beaches. Anywhere in the world. Anywhere in the water only. Okay. Can be here. Not for here in your country. Yeah, well, I'm not going back too soon. Okay, maybe. Yeah. In Goa and anywhere. Okay. So God bless you. Everything Thank you very is much. Possible and everything is successful in your life. Okay. So, you said that Brahma is the father, like the beginning. Mm-hmm. Vishnu is a like the ending. Father, destroyer. Destroyer. Creator. So Brahma is the creator. Uh-huh. Shiva is the destruction, and Vishnu is the keeper. Yes, like that. Okay. There's three gods in the main important in the world. But there are a lot of other gods, yeah, like Ganesh. Ganesh, yeah. Lakshmi, Kali, bull, snake. So many gods. But in the world, three is many important. So these three. This is in Hindi, no? Yeah, Hindu. Hindu, yeah, Hindu. Sorry. And in Hindu, like all the people are praying to all of the gods, or they choose one? No. Har like. They were interested for. They will pray for Shiva. Who has interest, they work a woman god. So you can have interests to, yeah, to pray interest, at all? Their interest. Okay. But a lot of people pray to you. Shiva. Shiva is minimum. Why not the keeper, the father? So his blessing is like that. Yeah, but believe, I don't know. I'm gonna stop it. Okay. Mamă, deci bicicleta pe care mi-au dat-o ăștia, asta, ia uitați pe unde merg acum. Este jalnică, are o singură viteză, dar nu asta e problema. Problema principală este faptul că eram să-mi rup gâtul pentru că dai foarte greu la pedale. Nu mi-am amintesc ca o bicicletă cu o singură viteză să fie pe, cum era, pinionul mic și foaia mare, ceva de genul ăsta, nu? Foaia mică și pinionul mare, în fine. Wow, chiar nu mi-am amintesc. Ca o bicicletă de genul acesta, mă rog, nu e nimic wow, să aibă probleme de astea, parcă ține frâna și e super greu să dai la pedale. Bine, hai că o să încerc să oculesc stâncile astea și vedem la moschee. Cred că asta este moscheea, n-am nimic cu ea, dar cred că este singura moschee în care nu există reguli. Și am fost în două moschee destul de mari și renumite în lumea asta. Asta este atât. Hop. Vedeți? Aici. Aici. Și aici. Tipic unei măschei. Nu se află nimic înăuntru. Sunt răutăcios, dar nu știu. M-au dezamăgit de fiecare dată și m-au făcut să mă simt împotriva lor de fiecare dată.
Asta este singura care mă face să mă simt relaxat. Nu este niciun zgomot. Ua! Se aude ecou. Ecou! 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 Și mai este aici o clădire lângă această moschee, care e mai frumoasă decât moscheea în sine. Dar văd că s-au adunat ceva localnici aici, care stau la umbră, nu știu, mănâncă, fac picnic, habar n-am ce fac exact, că țipă pe aici și fac gălăgie mare de tot. Dar clădirea în sine arată fenomenal. Adică, mă rog, clădirea. Ce a mai rămas din clădire? Ca să fim sinceri, este cam o ruină. De o parte și de alta străzii, vedeți că se află grădinile acestea. Aceste grădini sunt formate din bananieri, după cum vedeți aici banane, încă nu sunt făcute să înverse, sunt tipul ăla de banane indiene foarte mici, și cocotieri. Acești palmieri sunt cocotieri care produc, bineînțeles, nuci de cocos, dar mă întrebam așa că la ei bananele și nuca de cocos, cel puțin în zona asta, crește așa pe marginea străzii. Este ca și cum ai vedea la noi porumb sau floarea soarelui, ceva de genul ăsta. Sau cred că mai degrabă vișine și cireșe, ceva de genul ăsta. Unde le găsești peste tot, mere. Cam așa la e cu banane și cu ăsta. Problema e că sunt crude și n-aș putea să le încerc așa crude și mai e și fur. Ok, dragilor, înainte să-mi luăm masa, m-am decis să urc aici sus pe aceste dealuri, lângă templul la care am fost azi dimineață, și să vă arăt cum arată un apus de soare. De sus nu este cel mai... No, thank you very much. Nu este cel mai frumos apus, pentru că de sus, de unde am fost astăzi, de acolo ar fi trebuit să fie unul mai senzațional. Dar o să mergem la răsărit, pentru că răsăritul o să fie și mai spectaculos de atât. Cam așa arată dacă focalizează această cameră. Un apus aici. Îmi place că se văd dealurile acestea în îndepărtare. Vedeți? Ce faci, mă, maimuță? Mănânci biscuiți, a? Biscuiți cu ciocolată. Ia, mai vrei una? Se lași de-a mână, dar mie, că mă... Uite, mă, îl șterge, fii atent. Bă, dar e murdar, mă. Zi, mă, e murdar. Ești mămică, ai pui, ai burtă mare. Hai că-ți mai dau una. Bară în tine acolo, taci din gură, că nu te vede nimeni. Hai că vin și... Yeeey, a luat-o din mână, bravo, mă. Plac biscuiți cu ciocolată, a? Place la fetiță. Place biscuitul cu ciocolată. Hai să dăm și la asta. Hrănim maimuța cu biscuit. Ia-mă. Ei, hai, hai că te întinzi. Ți-am dat unul, nu pe toate. Vrei să-ți muși coada? Ia uite ce coada ai. Hai, te-am pupat. Hai, mai vrei una? Hai, aport. Ei, ești prostuță. Ai dat pe jos. Ai dat pe jos. De ce l-ai dat pe jos? Bagă-l pe tot în gură. Hey, take it easy, my friend. I have something for you. I have something for you. See? Ala-i masculul. Păi că nu dă voie la ceilalți. E șeful tribului. A venit unul și mai mare decât ăia. Ia. Asta-i mănâncă cu tot, cu coajă. Hai, v-am pupat. Ne dă afară ăsta de pe site-ul ăsta, de pe www-ul ăsta, pentru că se întunecă, sunt foarte multe maimuțe, foarte multe animale și mulți câini și trebuie să fim în siguranță. Și bineînțeles, sunt și hoți, am văzut ceva anunțuri, să avem grijă. Mergem să mâncăm în sfârșit și noi ceva, pentru că am hrănit maimuțele, dar eu sunt mort de foame. Hai că arăt ca Indiana Jones în Indiana Jones 1, când căutau Sfântul Graal, parcă. Aberez. Dragilor, mâncare în sfârșit, după o zi plină de activitate, mâncare. Indian Thali set, nimic special, nimic nou. Stau și realizez că astăzi și aseară și ieri am început o grămadă de vloguri, numai că nu le-am început cu introducere sau cu final
și am grămadă de material pe care o să-l unesc într-un fel, să fac vlogurile din el, dar nu știu când se termină unul și nu știu când începe unul. O să încep să le fac mai scurte pentru că mi-a mai puțin timp să le editez, mai puțin timp să le uploadez și mai puțin timp să le exportez. Și în timpul ăsta nu prea l-am acum, așa că aș vrea să fac mai scurte, dar mai des, dacă se poate. În cazul în care nu reușesc acest lucru spus, a fost un gând al meu și o încercare. Până atunci, poftă bună și ne vedem, nu știu, ne vedem în episodul următor.